Premierul Marcel Ciolacu a avut prima reacție după ce PNL a propus neimpozitarea pensiilor până în 3.000 de lei. Premierul nu exclude acest scenariu, însă așteaptă o analiză privind impactul bugetar. Haideți să vedem dacă este sustenabilă. Haideți să vedem dacă e sustenabil așa ceva. Eu mă bucur că am reușit în 6 luni de zile să aduc un echilibru macroeconomic în România. Sub nicio formă nu o să iau măsuri ca să stricăm tot ce am construit.